Hai să fim fericiți. Hai să fim fericiți. Bine v-am regăsit, oameni buni. USP sezonul 2. Cine se aștepta? 25 ceva, habar n-am. Vă salutăm, dragi oameni buni, bine ați revenit. Noi suntem super bine. Da, în fine, nu contează. Hai să nu mai vorbim de lucruri de și ANAF. Mă rog. Dar lasă-mă, de ce te mănâncă pe tine? Vezi? Pentru că ai vorbit data trecută despre ei. Bă, mă mănâncă. Și oamenii de la... Stai, hai să le găsim un nume de cod. De la... Fanan. Nu. De la... Cămătarii te-au găsit. Cămătarii ne ascultă, deci, înțelegi? Exact, cămătari să mă ură. Doar pe scurt, ca să știți, oameni, eu avem de plătit vreo 8.000 de lei. Am plătit 60 din ei și după ce am plătit 60, ai zis, da, mai aveți încă 7.000. Și am zis, poftim? Zic, da, așa scrie în sistem. Zic, păi, și cum? Așa scrie. Zic, ce vrei să fac? Păi zice, nu știm. Bun, perfect, mulțumim frumos. Eu ți-am zis, datoriile tale nu sunt ale tale, sunt ale copiilor tăi. Da, măcar, zis, măcar dacă și-ar schimba și vocea, știi, ca serițile să fie, da, ce vrei, mă? Cât mai ai de dat? Asta chiar. Deci, măcar ai râde puțin așa, să te duci să-ți plătești dările și să fie ură, ce vrei, mă, termină. Exact, măcar să simți o treabă. Să facă să aibă și flegma în gât așa, să fie. Ai, cât ai de dat, 8.000, ia, dă-i așa. Și pe fundal să se audă, sună telefoanele, ca dracii, vine milioanele, cu sacii. Să fie acum, deci aveți de plătit așa, deci mașina e afară, da? Da. Mircea, ia-i mașina la terminat. Evaluează-o, ia, 3 lei îți dau. Ești dar vizit că când te duci să-ți plătești dările, zic, domnul Nelu, cum stați cu picioarele? Bine, o să cam mergeți pe jos. Mașina, fetița dumneavoastră, ne uităm acum la poze cu ea, crește. În fine, are amândouă mâinile, o să muncească mult pentru noi. În fine, trecând peste aceste... Eu sunt sigur că pentru oamenii care iau impozite și dări la stat, în momentul când pleacă românii din țară, știi, îți dispar niște bani din cont, așa, se uită, primesc notificare de aia. 6 români au părăsit țara. Știi? Cum ca păsările la Twitter. Au făcut acum, mă, la noile declarații, rubrica specială, câți bani ai făcut în afară. Au făcut inclusiv dacă ai jucat poker, câți bani ai câștigat din poker, din jocuri de noroc. Tot, trebuie să sugă tot. Nu mai au bani. 3 români au murit. Tu-s mort. Aveau conturi, au urmași? Nu. Eu cred că o să se construiască autostrăzi în România. Când ăștia de la care încasează bani de la impozite așa, o să vadă că cam murim pe străzi, ne cioclim muri de alții, o să fie, bă, pierdem bani. Hai să investim acum câteva milioane, să-i ținem pe proștii în viață. Hai să... Gropile. Gata, stupăm toate gropile. Facem dracu și spitalele alea. Cât îi ținem mai sănătoși, cu atât plătesc mai mult la stat. Uite, asta e logic, bă. Da, mă, e mega logic. E foarte, foarte ok. Ține-ne în viață cât mai mult să vă plătim. Dă-le Netflix gratis. Dă-le, dacă sunt triști, trimite-le o fetiță noaptea să bată la... Fetiță în sensul, înțelegi, nu fetiță mică. Trimite-le o doamnă să le bată la ușă și zică, de ce ești trist? Aoleu, ce faci cu ștreangul ăla? Stai așa frumos. Bac și tu îi ții în viață ca să plătească dări. Oh, fucking shit. Bun, da, trecând peste... Nu o trecem niciodată. Nu o scap, domnule, dar n-am niciodată. O să vin la Coșciuc să zică, domnul Nelu! Bă, eu am terminat facultatea de teatru acum ceva timp. Wow, da, incredibil. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Noi doi... Bine, tu ești un pic mai actor decât mine, că tu încă ți-ai păstrat... Sunt un pic mai orice decât tine, ok. Orice, mai înalt, mai mult păr. Vezi că lumea zice mie că-s prost automat. Vezi că-s prost la pata, da? Ce mișto-ar fi ca soția mea să zică... Oh, da, asta e mega proastă glumă, să zică... Lasă că Nelu... De ce faci? Pentru că... The brain is not here. The brain. I fight with zombies. Bă, eu, mică paranteză, pentru oameni, eu aș pune linkul ăsta. E un documentar din 2009, făcut de TVR2, eu vă fac să râdeți. Nu-l găsiți nicăieri decât dacă vă trimit. Nu, știi de ce vreau să zic? Deci fii atent. Eu știam că ești pițipoancă, dar eu... Deci se vede clar pe fața ta că ți-ai făcut operații estetice, frate. Deci fii atent, pentru că... Uite ce troll! Uite dinții aia! Coi, ești mega troll! Deci n-ai cum, uite!
Uite! Uite! Uite dinții! Uite castorul drecu! Bă, dinții aia, bă dementule, dinții aia, dinții aia sunt după ani de zile și luni grele de iarnă în Botoșani, unde m-am luptat cu semințe, înțelegi? Semințe peste semințe. Eu așa arăt, bă, de fapt, dar nevastă mea nu știe, să nu-i trimis link-ul ăsta, pentru că eu mă tem, și cum a fost cazul ăla în Japonia, când ei au făcut copii și ăla a dat-o în judecată pe aia, că aia era operată, de fapt era urâtă pe dedesubt. Da. Așa mă tem și eu acum, eu o țin pe nevastă mea la mod, bă, că vezi că sunt steril, că nu știu ce, că... Și eu dacă fac copii cu ea și ies, uite, știu la, creatura aia. Ca o sirenă aici, așa. Păi stau ca o sirenă. Tatuați-mă. Faceți-mi-l pe Carlin la picior, nu prea sus, că-s mai sus decât el. Da, nu, uite, poți să pui link-ul, da. O să-l pun. Asta este un documentar făcut de un domn care lucra la TVR. Exact când am început noi stand-up, după ceva timp. După ceva timp. Am și, dacă o să vedeți documentarul, am și, nu, am crăpătura aia de la fund, vezi? Am crăpătura de instalator, da. Și am plovărașul meu, era cel mai bun plovăr al meu. Și deci sirena, ăsta, așa, și sirena. Păi da, așa se stă, frate, acum, da. Frata, eu când când stand-up uiam pe vremuri. Dar eu sunt de fapt urât, adică și acum sunt urât, dar acum mi-am făcut o față ca și cum aș fi obosit și misterios tot timpul, știi? Și interesant. Eu am față de... Asta ai învățat la școala aia de actorie, să joci interesant tot timpul. Deci eu am față de om care zici că a scris toată noaptea, frate. A scris pe pereții din toalete. Sug penis 072. Aia a scris toată noaptea. Cum ar fi, mă, să scoți o carte scriitor. Să scoți o carte să fie sug penis din băi și să fie cu toate numerele de telefon pe care le-ai găsit vreodată. Dar să te duci prin Thailand, și pe așa. Întotdeauna m-am întrebat, oare e număr pe bune? Bă, e. That's a little bit too confident. Nu, că eu mă gândeam, eu mă gândeam în mintea mea bolnavă, eu aș face asta prietenilor, aș scrie asta și aș trece numărul lor de telefon. Adică dacă te-a sunat vreodată, nu știu că l-ai lăsat tu, dar eu ți-am lăsat numărul de telefon pe niște băi. Și aș vrea să-ți mulțumesc pentru că contul meu financiar s-a mărit considerabil după. Dar nu știam, nu știam cum m-au găsit, bă, mâncața, și pentru că eu eram doar pe niște site-uri obscure, așa, știi? Adică aveam doar clienți. Grindr. Da. Deci chiar aș face o carte cu numere de telefon din bude. Ar fi fain, măcar poze așa cu poze, da. Cu mi-e pare rău că mi-a venit de asta mai devreme. Că ai zis că... bude? Bude. Ah, fuck me. Buzi? Toalete. Păi și stai. Păi și e Buda buzi, și atât? Buzi. Buzi. Bude. Bude. Știi că avem Google aici. Bun, hai să paranteza se închide. Deci, eu am terminat actoria, Nelu a terminat actoria și automat am stat foarte mult timp, cel puțin 4 ani de zile, cu actori, da? Da, și cu domn profesor, pe care eu îi respect din tot sufletul, domnul Ion Cojar, care mi-a fost profesor de Dumnezeu să-l odihnească. E bude. Domnul Titieni, pe care îl respect incredibil de tare, este fantastic omul. Dar știi ce-i culmea? Profesorii noștri la clasă nu erau actorii ăia care jucau actorul, știi? Adică aia care sunt tot timpul afectați, da, frate, arta. Bă, eu am avut niște profesori, m-a binecuvântat Dumnezeu cu niște profesori, mega umani, da? Mega. Domnul Titien e singura lui problemă, nu, păi era problema mea că nu înțelegeam ce vorbește pentru că folosea niște cuvinte incredibile, dar o făcea anumit. Deci, pentru că le deținea omul, știi? Da. Un fel de Nicolae, puțin mai încolo. Bă, deci când vorbea la clasă, doamne, deci nu înțelegeai, n-aveam Google vremea, ne uitam unul la alții ca proști și asta era tot. Dar asta era singura lui chestie mai ciudată. În rest erau oameni. Unde vreau să ajung? De asta vreau să vorbesc cu tine, pentru că tu ești mai actor decât mine. Da, super. Da, tu chiar dacă te îmbraci așa. Stai puțin. Tu chiar te îmbraci ca un actor de la care scândura se coboară, cu ce se coboară? Se coboară. Ce? Nu, mă, scândura, suferim pe scândură. Da, mă, da. Și după aia se cobora. Să vrei să mor pe scândură. Da, și să se cobora. Viața ce se cobora? Cortina. Duhul. Catarsisul. Cortina. Simțeam catarsisul. Ai văzut Gopo anul ăsta? Nu. N-ai auzit scandalul de la Gopo? Am auzit ceva cu manele, dar nu știu da, ce. Da, exact, asta vreau să spun. A pus deci, piesa lui Spike sau? Nu, nu, nu. Era ceva de genul un documentar care se numește Soldații, un documentar făcut în Ferentari.
Așa. Da, nu okay. știu despre ce era vorba acolo, așa, o să-l văd, așa, că așa, așa. O să mă uit la el, că mi-a plăcit. A, despre ăla cu discoteca lui, cu manele. Eu am ceva, auzit ceva. Cu ceva luni despre asta. Ceva. Așa. Ei, și organizatoarea s-a gândit că dacă există un documentar de genul ăsta în, festival, în gală, așa, nu festival, scuze, în gală, oamenii care au făcut coloana sonoră, să aibă și un moment... Da? În care să cânte exact cum sunt ei. Greșeala a fost că nu i-a anunțat nimeni. Înțelegi? Adică stăteau somitățile și au apărut... ai văzut filmarea de pe YouTube? Nu. A apărut unul maieu cu burtă. Da, a început. Exact, și știi ce au cântat? Da, și știi ce au cântat? Mama mea? Nu. Au făcut Queen. Aoleu, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, băi, ești prost. Și făceau așa, mama. Și ce-i fain? Că ăștia cred că vorbeau chiar serios. Că zicea, I killed the man. Put a gun against his head. Pull the trigger, now his papa. Mama. Băi, este incredibil. Ăștia care au cântat, Doamne ferește, ăștia care au cântat sunt din formația personală a lui Bursuc. Are formația lui personală? Da, frățioare, are cum, normal. Ei, formația personală a lui Bursuc sunt unii dintre cei mai buni lăutari din sfera asta. Bă, stai să ne zic. Eu cred că a fost făcută ca o glumă, doar că... Nu! Nu? Nu! Da, uite, ok. Ca glumă, bă, așa, să nu, dai okay, două secunde. Nu ca glumă, nu ca glumă. Era poate Ada Solomon, mi se pare că organizează așa, nu știu cine, așa. Presupun că a gândit-o la modul, hai să mai ieșim un pic din asta cu aș vrea să mulțumesc din suflet. Păi da, dar poți să pui orice fel de... Cătălina are o problemă, reminiscențe din trecut, în care orice simbol mai falic trebuie să le angură. Îmi cer scuze, face asta și pe scenă, aparent ăsta îl schimbăm tot la două luni, ca să știți că... Nu mai lua în gură chestii, Cătăline, te rog frumos, nu. That's what my wife said. Așa, deci s-o fi gândit că o să fie o chestie la modul, bă, ieșim un pic din cotidian, din rutină, din... Păi da, dar așa puteai să ieși și să arunci cu căcat în oameni și era mai arții decât... Adică, dacă era un documentar despre vidanje... Hai să facem noi unul, că poate la anul să facă asta. E chiar, apăreau niște de-aia frumos pe scenă și aruncau căcat în oameni. Domnule! Așa e documentarul. Domnule, așa e documentarul. E temă, da, serios noi. Acum. Ia uite, noi trimitem căcat pe conduct, acum căcatul se întoarce. E o chestie de două minute. Doamne, ferește. La chestia cu oamenii chiar... Bă, deci, mi se pare incredibil că oamenii de pe scenă s-au simțit incredibil de bine. Adică, nu, normal, ei nu simțeau chestia din sală. N-au feedback-ul din... Nici o treabă. Singurul care se simțea bine în sală, așa? Burzuc, care era... care era îmbrăcat de tem, bă, îmbrăcat mai bine decât regele, dracu, înțelegi? Era cu telefon mobil așa și de când făcea spre camerele de filmat, dacă vrei, la modul suntem peste tot, fragairilor. Asta e, da. Deci, bă, acum stai puțin, problema mea, de asta ziceam că poate tu ești mai actor decât mine. Așa. Au plecat din sală, mă. Au plecat s-au ridicat deranjați și au plecat din sală. Bă, stai un pic. Să ne înțelegem. Eu am o problemă, eu aveam de mic problemă cu asta cu manelele. Adică n-am nicio treabă cu oamenii care le ascultă, doar că mă enervează când la un chef la care majoritatea n-au nicio treabă cu asta, da. Pui unul care el chef să... Da. Bă, da. Nu-i corect. Adică hai să fie democrație în puii mei, știi? Și da. Într-o sală în care, să fim serios, adică 98% de acolo, probabil nu erau destul de beți ca să... Nu era niciun lume. Nu le merge. Adică mi se pare un pic dubios să le bagi așa. Bă. Eu înțeleg forma asta de dadaism dubios, dar nu are niciun sens. Da. Vezi cum ești? Actorul ar trebui să înțeleagă cel mai bine tot ce înseamnă nu știu cum să zic, umanitate, personaje, să fie deschis spre o grămadă de chestii, să nu știu, să nu fie închis în ios actor care mă uit la o reprezentație, nu știu ce. Frățioare, sunt atâtea personaje în teatru, de oameni, pic, de oameni nasoi, de curve, de nu știu ce, pe care actorii le fac pe scenă și, doamne, dar am făcut curva. Păi și când curva îți vine în față, tu zici, pleacă fă de aici, eu sunt la o cafea, cu nu știu ce. Adică, se pare,
mi se pare, tu joci spectacolul lumii, cum ar veni. Tu, actoria se inspiră din viață. Toate personajele sunt scrise din viață. Exact din mahalale. Exact din... cum era cu Vidanj. Adică, da, în arta în sine poți să ai o bucățică din realitatea aia. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o aduci după aia. Pentru că aia e pe... cum era în Gaggio Dillo, da? Ok. Era filmul respectiv. Da. Adică, dacă tu iei o bucată de acolo și o pui în fața mea, nu mai e... De ce? Păi na, pula mea, e ca și cum ai merge, cum împușcau ăștia, mama dracu, pe vremea lui Che Guevara, să omorau, hai să văd, hai să împușcăm pe scenă acum pe ăsta, că e din film. Pff. Dar nu e, mă, nu. Te duci fix acolo, păi, mă. Te duci, că e tot aici era o chestie de care lumea... nu te afecta atât de tare, adică erau... Da, te afecta. Hai, să luăm așa. Eu crăpam toate casetele lui vărul meu cu manele de pe vremea. Deci nu suportam. Când de-al dracu se îmbăta și îmi punea, luam caseta și o spărgeam în două. Deci nu suportam să mă uneam. Bă, ascult-o tu, dar nu mi-o da mie. Păi nu mă pune mie cât o crăp. Bun, ok. Mai nu am o problemă cu asta. Te mai, ok, mai am un argument. Ăștia care au venit să cânte acolo, n-au cântat manele, manele. N-au venit pe scenă și au zis să o tot uite, dau la buciun, tam, tam, exact cum zici, dacă au cântat Bohemian Rhapsody. Asta e funny. Au cântat, asta e funny. Asta, deci au cântat exact cum ți-am cântat eu acum ție, eu n-am glumit. Asta e mega funny, adică pe bune, asta e mega, să cânt asta Bohemian Rhapsody, asta nu m-aș supăra. Dacă a cântat cu iubirea mea, viața nu, mea... Nu, mă, nu! Deci a fost Bohemian Rhapsody. Bohemian. Da? Bohemian Rhapsody. A englezii nu pronunță H. Pe ea, cred că i-a deranjat... Ăla mai eu. I-a deranjat pe toți. Deci ăla mai eu i-a deranjat pe toți. Și, și toate chestiile de pe Facebook-urile așa, somnităților, e că ăla mai eu cu burta aia. Bă, lasă-mă, dracu, în pace. Și avea, mă, burta aia. Și are, mă, burta aia. Și are, mă, burta aia. Adevărul că se vedea puțin dubios. Dar era fantastic, tată, era de acolo, înțelegi? Era fantastic. Și argumentul meu, uite, noi doi, de exemplu, pe mașină, când ne mai întoarcem noi din... când după ce vindem țigări, ascultăm, cum îi zice? Fanfara Ciocârlie. Fanfara Ciocârlie. Aia e altceva. Asta știu, zic. O să ziceți asta că suntem hipster, asta zic. Da? Bă, Fanfara Ciocârlie a fucking și deci salămurile alea și bă, oamenii aia care când bă la suflet, da, deci, plus că îmi place că nu înțeleg ce zic, știi? Asta e fain, că s-ar putea să zică chestii mult mai nasoale decât zic ăștia manele, dar jur, alea sunt ok. Alea-s... Ei, ăștia au cântat ceva de genul ăla. Înțelegi? Adică asta-i pe fain. Instrumental, pe nu știu ce. Bă, și până la urmă, sincer acum, au venit cu Bohemian Rhapsody. Sincer, adică eu știi funny. Că ei puteau să o ia razna, să intre pe scenă să zică, o, motoare naturale, că nu putea să-i oprească nimic, că era în direct, dar era că nu știu cum îi oprești pe aia, că tot mai scăpa unul care zicea, tot au luat... Că și Fanfara Ciocârlie are piesa aia cu Born to be Wild, făcută pe da. Super amuză și furtă, Born to be Wild. Au plecat din sală, asta, bă... Da. Bă, în 2019 au plecat. Asta să ne înțelegem. Eu oricum, gala în sine, din ce am înțeles, a fost cam varză, cu probleme de sunet, cu probleme de tot. Totul era o... Păi mare ăștia au fost problema de sunet. Da. Nu se aude bine, Freddy, nu știu. Freddy, nu, nu. E un distors așa pe... Are un ecou pe... Doamne ferește. Nu știu, eu n-aș fi plecat, sincer. Mie mi se pare că trebuie să fie o fire deschisă. Aia, că acum nu-i vină aia peste tine și te iau acolo și te... Înțelegi? Adică e o chestie, durează 5 minute, la revedere. Hai, dracu, că a fost o chestie în plus, o chestie de culoare, o chestie... De culoare. A fost o chestie exotică, domnule. De două ori de culoare, ca să înțeleg. A fost o chestie de culoare și a fost și o chestie de culoare. Și de aia, tare, funny. Eu m-aș fi uitat, nu știu, e scurios, uite, o să caut, sincer, că nu, chiar nu știu momentul, nu l-am găsit, dar o să-l, că poate mi-l trimis după asta și poate punem un pasaj aici acum. Altă chestie pe care am... Așa, frate, zim tot. Mi-a atras atenția. Ți-am zis? Nu. Ți-am zis? Nu. Foarte amuzant. Mi-am făcut și glumă din asta cu chiriașul meu arab. Așa. Care... Am mă și tem de tine când zici, deci da, când intervine când bagi un arab în discuție, mă tem. A fost foarte amuzant, păi, asta a fost faza, pentru că omul la care am lăsat cheile de la agentul imobiliar mi-a zis, bă, am închiriat și bă, zic, da ce, cine e? Zic, e străin. Zic, da ce, e dentist, are permis de ședere, zic, ok, dar nu asta te-am întrebat, zi-mi, pui mei, ce e? Păi nu știu exact, că nu i-am semnat actele și mi-a trimis numele, Sabir Akhlach Mahdan. Zic, fute-n gură. Și m-a enervat că... Nu, m-a enervat că m-a crezut că-s rasist și că aș avea o problemă cu asta. Știi? Și după aia m-a sunat ăsta arabul. Bă, exact așa, a fost de amuzant și a zis,
m-a salutat exact cu salutul lor, da, cu salam aleikum. Și eu din panică mi-a venit să zic Allahu Akbar. Bă, jur. Și am zis, hello. Știi? Sorry, Akbar. Și după aia mi-a zis hello dear, că dear, zice, da, nu știu de ce dacă. Zice căprioară? There is, da, nu mă, dragă. Și zice there is a problem at the apartment. Și prima gând a fost, zic, seama, picioarele, câte victime. Ah, shit, prima chestie, da, da, și după, da, da, după aia. Mamă, dar tu nu ești rasist, adică no, da, no, 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 așa e gluma. Și mi-a zis că e problemă cu boi. Așa, stai, scuze. Și mi-a zis că... Asta e fai la un comediant, că nu mai scrii acesta este un pamflet. Zici, așa e gluma, așa e gluma, așa, 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 așa s-a scris ea. Și mi-a zis că e problemă cu boilerul. Iarăși m-am gândit, bă, ce dracu a avut nevoie ăsta din boiler să-și facă el... Doamne ferești. Așa e gluma, așa e gluma. Așa e gluma, nu, așa e gluma, eu-s publicul, eu-s publicul. Nu, era problemă cu boilerul. Și am trimis instalatorul și am zis sunați-mă când ajungeți acolo că e străin și dacă nu știți engleză să mă întrebe pe mine. Și m-a întrebat, dar ce nație? Și am zis, păi dentist. Are permis de ședere. Exact, să mă rog, n-am putut să-i zic. Pe că am presupus că și el e. Bă, pe ce... În fine. Bă. Jur, exact așa, ca prostul. Da, în fine. Da. Bun. Mică paranteză cu... Vă mai zic ce se mai întâmplă pe parte. Am o știre foarte bună. Foarte bună, wow, frate. Bă, la modul o să te facă mi să uiți. Mi se anulează toată datoria la ANAF. Nu. Ah. No, nu, 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 okay, okay. Nu, nu, nu. Mai niciodată. Deci dacă aș avea telefonul lui Dumnezeu și l-aș suna, și eu am Dumnezeu ar fi la modul, frate, dar și eu sunt prins acum. De pe vremea lui Fimiu am datorii. Da, de la masa aia, da, a făcut el o cinste odată. S-a decontat pe firmă, caen. Da. Băi, cuna, ce? Decontați masa, decontează că lui tata, că nu știu ce, că au zis că numai 2% că e protocol. Da, s-a pierdut cuiul ca el la. A greșit un număr de la cui? Aia. Și a băgat 3 cuie. Eu de asta nu vin pe pământ. Că n-am, eu nu mă arăt acolo, că vin ăia. Oh, a venit Dumnezeu. Ce faci, bătrâne? Ia uite. De nu-l vede nimeni pe Dumnezeu, măcar datorii la ANAF. De când a făcut pământul, că nu și-a dedus, și-a dedus aiurea banii pe oceane, pe pământul, pe astea. Nu, nu, nu. A venit, ia uite, e mega imagine. Ce faci, mă? De la trimis pe fisul săracu și a murit fisul, vezi? Zis, nu, deci jur că aș face un sketch să faci, dacă vine Dumnezeu, e poftă de roșii sherry. Și vine mega așa și-l vezi cu un coșuleț de ala și unul de la NAF. Oh, îi dă un telefon așa, trimite-ți două dube, e Dumnezeu aici. Ia uite, din 2000 before Christ. Dar aș scrie pe ziduri, știi cum e, Iisus vine, aș scrie, Iisus are datorii. Da, bun, vestea e foarte bună. Da, stai, mică paranteză, de aia adună bisericile bani, mă, să-i plătească datoria lui Dumnezeu. Bă, dar cât au mâncat, mă, la masa aia, că au fost 13 oameni, mă. A fost paranghelie, frate meu, 7 zile, 7, 9, Iuda al drecu. Adevărat. Da, mi se pare că pentru PR, știi, pentru pictor, avem apă. Și o turtă pe care o împărțim toți, pentru PR, exact. Știi? Bun, scoateți toate sticlele, scoate și vasul de... Mă, da. Scoate... Fraților, eu nu mai am mult, așa că bumbu pentru toată lumea. Unul dintre voi se va îmbăta. Dar, fii atent, știre foarte bună. Wow. Bă, bună rău. Bun. Din ce în ce mai multe femei... Nu, facem așa. S-a deschis o sală, cred că-s două deja, săli, unde se predă dansul la bară ca... sport. Să le dea Dumnezeu sănătate și bucurie. M-aș uita la această olimpiadă non-stop. Există, și asta vreau să zic, există deja, acum vor să reglementeze cumva. Știu. Să fie probă olimpică. Perfect. Doamne, când apare, zis că e bună? Dar când apare, vreau în podcastul ăsta, prima dată când apare, punem aici jos ecranul și jurizăm noi personal proba. A, facem, da? Da. Transmite, face comentatori? Da, facem comentatori de, bravo, mă. De bravo. Dansatoare la bară. Ce excelent. Tare ar fi să-mi trimiteți-ne clipurile când apară ăsta. Păi nu, că ne uităm în direct.
Perfect. Mamă, să, dacă, mamă de, bă, sau nu, bă, tâmpitești. Există deja, mi se pare că există concurs doar cu asta. Bă, da, a, nu, fac? sunt alea vechi, dar nu românce. Vreau româncele noastre, domnule. Româncele noastre să le analizăm frumos, să le... pentru că e un sport. Dar ele trebuie chemate, mă. La Naționala de Bară a României. Dar eu sunt curios, parlamentarul care a zis, sau nu, mama dragă, cine a stabilit, presupun că e o comisie, o mama dragă care a stabilit, toți ăștia care merg la striptease, mă, hai mă să facem, mă, sport. Hai mă să, eu, următorul poate să fie și mai, un pic mai... Dar asta mi se pare fantastic, serios, că ar trebui să existe o selecționeră. Sau un selecționer. Selecționer. Așa, care să le adune, știi? Adică cum aduni echipa națională din mai multe părți, așa? Să ai tu niște informații de la niște băieți. Bă, asta rupe bara în două, crede-mă pe cuvânt, înțelegi? Șosuri? Sau să primească mail-ul ăla oficial de la echipa națională a dansului la bara României. Să zic așa, vino și fă-ne mândri. Și ia, parcă văd așa, cât de tare ar fi să ia pe un iaht undeva în Dubai, primește mail-ul ăla și face... Gata. I got to go, Ahmed. Și să fie când vine în țară după ce ia medalia olimpică, să-i dea tot așa pe stadion firea, cheia orașului. Da. Bara orașului. Deci asta este una dintre bările. Ce fun ar fi. Dar mi se pare, Doamne, fantastic, bă. Și, bă, dar stai puțin, că nu e la modul... Bă, e sexy, adevărat, hai să ne dar este foarte mega greu. E foarte greu. Eu nu pot să mă țin, wow, pe bara din aia să... Bă, dar mie îmi spui, eu am încercat. Și tu ai încercat să te angajezi part-time? Nu, eu la țară, fie, la țară avem, cum avem scările așa care urcă în casă, pe margine e o balustradă din aia și un stâlp de la înalt. Da. De când eram mic, mă prindeam de bara aia și mă dădeam așa într-o parte, într-alta, ca să ajung. Pe cuvântul meu, dacă îmi dai, zic, frate, am încercat, am fost acolo. Dar mi se pare fabulos și mi s-ar părea foarte tare să facem comentariu sportiv. Deci tu făceai striptease la țară? Adică striptease nu făceai? Dimineață. Dar doar așa, mă duceam de pe partea pe alta. Da. Deci, asta e vestea bună pentru toți băieții care și urmăresc fetele acest podcast. Și vedeți că bă, slăbești foarte tare, să-ți faci mușchii, adică înțelegi? Și wow, ajungi și o pompieriță extraordinară. Pompieriță! Cât de tare ar fi pompierii să dea jos toți așa crăcănați când merg la mașină. Dar să dea în formă de steagă, așa, știi? Să sune alarma, dar acolo se aplaudă unul pe altul. Bine, Mariane! Dar să vezi pe una care, să vezi pe una care câștigă în fiecare an, zic, păi asta e fată de pompier. Știi cum e fiul lui Hagi acum, care e foarte bun? Păi e fiul lui Hagi, mă, n-are cum să fie ieșit altceva. Asta e fată de pompier, bă. Dar chiar, mă, oare la băieți nu se facă? Ba da, există una. Da? Păi am văzut la știri, a venit unul din, nu știu de unde, a venit unul. Hai mă să ne scriem. Care e foarte bun băiatul ăla, să-mi bat picioarele dacă nu. He? Și le predă ăstora, el. Păi și cum iei bara între picioare când tu ai... Păi o iei. Păi cum? Că... Păi îți bagi cealaltă bară în spate. O bagină... Nu că uite, fetele știi că au mișcarea aia, că iau bara între picioare și se țin, da, doar în aia. Păi dar tu ai... Păi dar știi, ești nebun, mă, că n-ajungi până la șarpe, mă. Înțelegi? Cu coapsele o prins foarte tare și te ții cum... foarte tare. Deci omul ăsta să-l vezi ce face. Intră pe YouTube, cred că găsește acolo. Habar n-am, nu știu cum îl cheamă. A, bine, scriu bărbat care se freacă de bară român. Da, ce tare ar fi, ce tare ar fi să-ți rămână istoricul, să găsească nevastă ta. Bărbat care face striptease la bară, search. Și tu să o ții, păi bărbatul apare, în casă, așa. Păi apare pentru că contul meu de YouTube e și pe televizor, știi? Și caută de pe televizor, se pune desene lui Fimea. Aulu, să vină... Și ți apare când dai search, ți apare history, exact. Aulu, să vă vină părinții în vizită de Crăciun. Să zică Elena, ia să căutăm, mamă, tata, hai să vă arătăm... Okay. Oh, shit, și apare unul care... Dar, bă, mi se pare foarte greu. Acum vorbim foarte serios, mi se pare foarte greu. Ei încearcă cumva să reglementeze ca să fie probă olimpică, pentru că există pata din urmă, cum ar veni, știi că... Na, da, bă, așa și că... da. Bun, cât avem? Pe camera... 23? Perfect. O altă problemă. Asta... O altă problemă pe asta, care vreau să vorbim. Asta. Bă, da, apropo de sporturi, mă. Chiar zilele astea mă gândeam la sporturi care, adică, bă, în sporturi inutile. Adică nu sporturi inutile. Cum e scrima? Scrima mi se pare un sport inutil. Nu, mi se pare foarte tare. Hai, mă, n-ai făcut în școală? N-ai făcut scrima? Nu. Doamne, adoram scrima, să mor dacă nu. A, stai, mă, în ce școală? Că am făcut mai multe. Una de ce? Ai făcut, mă.
El a făcut mai multe școli, iertați-l, de aia nu prea știe cu româna. A făcut și în spaniolă și în engleză. Du-te, drea, ai făcut mai mult în care am făcut școală. Puțină scrimă, dar am făcut, da. Am făcut. Mi-mi plăcea foarte, era să-mi scoși un ochi când eram atât de competitiv. Dar și cu ce te ajută? Există, nu, există o limbă aruncarea oinei, cu ce dracu te ajută? Care e oinei? Unde există oricarea oinei? Aruncarea ciocanului. Aruncarea ciocanului? Păi bă nebunule, bă, nu-ți merge. Bă nebunule, dacă ești pe tranșee, mă, ești pe câmpul de luptă, da? Și fii atent aici. A, și pe câmpul de luptă nu e ok scrima, dar-mi fac. Nu, păi ce faci cu scrima nebunule? Păi când vine aproape lângă tine baioneta... What the... Nu mai vine nimeni aproape de tine, mă, totul e la distanță, războiul la distanță, mă. Iar ăla care aruncă ciocanul, nebunule, dacă ție ți se defectează aruncătorul de obuze și prietenul tău Mihai aruncă obuzul până la ăla, nebunule, ești nebun? Pentru că spionii, asta eu sunt sigur că o să se întâmple asta, spionii o să-ți saboteze aruncătoarele de obuze și atunci... Ce bine că Mihai arunca ciocanul și când era mai la fel, bă, deșteptule. Bă, close encounter. 16 adumi 16 spadasini, eu vin cu un pistol. Păi da, mă, păi așa vezi? Și cu ardum 16 aruncători de ciocani, eu vin cu un pistol. Păi aia aruncă obuzul, da, și dacă ești într-o cameră, trebuie să cucerești o casă, da? În care da. Salți și așa. Trebuie să intri peste ei. Ce dracu face ăla cu ciocanul? Aruncă în pereți, ăla cu scrima în schimb? Ga, fraiere. Tu zici să-i omori? Păi, da, nu. Păi de ce să mai intri în casă? Ăla aruncă cu obuzul, păi aruncătorul meu cu casa, ciocanul, aruncă cu obuzul. Îți trebuie casa, trebuie să cucerești casa. Aruncă cu ciocanii în ei! Ce idiot, ce tâmpit ești de la distanță, mă! Bă, dementule! Idiotă. Bă, omul meu cu ciocane stă afară, da? Înțelegi? Calculează câte ferestre sunt, înțelegi? Câți oameni sunt în casă, câte un ciocan pentru fiecare. Pam, 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 înțelegi? Te-au făcut varză. Și știi care e faza? Că ai tăi spadasin, mi ți-i omoară, bă. Dar ăsta al meu nu ți-i omoară. Ăsta le dă knockout ca după aceea să-i faci sclavi. Și ai și casa, oh, ai și sclavii. De la un aruncător de ciocan, nenorocitule. Ce faci? Ce dracu faci, mă, cu sabia, cu floret? Că și nici măcar nu e o sabie, e un ac lung. Dacă stai să luăm la chestii inutile... Nu poți să fii atât de, atât de balerin în mânuirea săbiei, sabiei. Cu... Mame, unde e Nicolae când ai nevoie de el? Nu poți să fii, mă precipit. Nu poți să fii atât de balerin cu o sabie când îți dau o sabie. Ai un ac lung. Păi da, mă, n-ai văzut Game of Thrones, The Needle, în geam, te-am împuns rapid. Băi, ăla era copil, mă! Păi nu la copil, băi, stai un pic, că sunt tot felul de săbii, claymore-urile care sunt pentru două mâini, dar alea n-ai vitezele, alea da, te taie în două, dar până te taie la în două, tu l-ai împuns de trei ori. Da, și îi facea cu puntură, îi rezolv problemele cu rinichii. E băgat-o la inimă, la revedere. Lasă-o în pizda, mă, deci tu mi se pare să-mi bag un cer. Ăsta e sketch, să-mi bag unul care duce la război cu o floretă de aia cu nac și le face cu puntură la ăștia de, mamă, mă simt mult mai bine, frățioare, eu vreau să-l provoc pe ăsta la duel. Adică, ce căcat, măule, uite, îmi simt mâna asta, bă, ce faci, mă? Dar tu zici doar de război, dar toate probele sunt doar competitive. Să vezi, uite cum e atletism, mă, doar aleargă de la punctul A la B care e mai rapid. Da. Păi asta e în caz de retragere, iar. Da, da. Sau dacă trebuie să transmiți un mesaj foarte repede pentru că ceilalți au sabotat telefoanele. Băi, eu mă gândesc la sabotaj. Ce mie scrima, mi se pare doi acupunturiști care, da, se, și dacă, care încearcă dacă să-și, în viitor, să-și fută energiile. În viitor, de exemplu, probabil armele o să fie electronice, cu piu-piu, cu mama dracu. Da. Și dacă sabotează armele, dă un impuls de la electromagnetic și nu mai ai doar săbiuțe. Te bați în săbiuțe. Dacă ești bun la săbiuțe, îl tai pe prost. Păi da, dar ai ac lung, ce nu înțelegi? Păi nu contează, îl împungi până... Adică nu e ca și cum, cine face mai repede un goblen? Nu e ca așa. Păi da, mă, dacă îți bagă în ochi, în gât, în inimă, ce ai, ești nebun? Hai, mă, să-ți bag eu dacă ești așa. Și mai o chestie, bă, stai un pic așa. Deci mi se pare o chestie. Când vedeam de-alea prin filme, da, cu samurai, care aveau tehnici și care... și ăștia cu scrima n-au. Păi ăștia cu scrima, mi se pare că doi oameni legați cu un ham... Uite, ce greu e. Se vină... Păi da, mă, stai, că deja sunt profesionist. Și care a reușit să-mi pic... Gata, are punct. Bă, lasă-mă, drec. Bă... Du-te la ăla, pam, 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 aruncă sabia, prinde-o cu stânga, îi tai gâtul, zrac frumos, vine vărsul cu o căscuță mai mică. Răzbună după aia, fute nevasta. Uite, știi ce mi s-ar părea mult mai interesant? Și chiar vreau să vorbesc cu cineva despre treaba asta, să readucem turnirul. Mai știi turnirul? Da. Doi cai, ăia pe cai, cu niște țepușe lungi.
Care rămâne ultima. A, apropo de probă olimpică, dacă aia ți se pare inutilă, dacă catul ăla cu panglica a mâncat ți-aș gura ta, ăla ce e? Ia, zi-mi frate, tu mie. Frate, ăla-i sexy. Da. Ce ești prost? Stai așa, hai să facem o treabă. Orice sport în colanț e binevenit. Da. Orice sport în colanț. Noi glumim acum, să știți, adică toate sporturile mi se pare super dificile dacă nu, le faci profi, pentru nu, că nu le-ai făcut. Da. Și respectăm olimpicii Gung toată fu. Lumea. Gung fu? Gung. Gung fu. Gung. Ai zis gung. Asta e gung. Scuze, kung fu. Doamne. Deci, hai vă să facem o treabă. Mă trezesc deci, dimineața serios. Și vin aici, mă gândesc că o să avem și noi discuție. Dar gong fu? Cum e gong fu? Cu gongul. Care îi bate gongul celuilalt cel mai bine? Ce prost. Se numește gong fu. Oh, dar, fii atent, fii atent. Oulu, să mă, bă, spiritul lui Nicolae pe aici. Oulu, ce prost, da, bă. M-a luat, așa, dimineața asta m-a avut overdose. Nu ar trebui chiar, ar trebui să comentăm niște sporturi. Dar fără să deținem nicio informație despre exact. Treaba respectivă. Bă, doar cum ni se pare nouă la prima vedere, așa, da. Căneala asta îmi place. Băieții s-au îmbrăcat toți la fel, ceea ce e bine. Ia uite ce curat sunt. O, lasă, gata, s-a murdărit, să vezi ce scandal are în vestiar. Știi să faci jumătate asta. Da. Bă, din punctul meu de vedere, sunt sporturi inutile. Ăla nu-i, și nu-i bă, sport. Bă, stai, bă, tot, orice, dacă stai să o iei așa, orice sport e inutil. Pe bune. De adevărat. De ce? Boxul fotbalul... nu e inutil. Boxul nu e inutil. UFC-ul nu e inutil. Gung fu nu e inutil. Conchido nu e inutil. Lasă luptele. Uite, vezi, tot ce vorbești sunt lupte, pui mă. Așa. Atletismul nu e inutil. Săritura cu gardul, nu săritura cu gardul, săritura cu brăjina. Păi da, atunci hai să punem așa, punem un boxer, să facem jocuri olimpice ca lumea, un boxer, dacă are să lupte, cu un atlet care știe să fugă, să vedem care câștigă. Dacă îl prinde ăsta, să-l bată pe ăla. Păi... ce demente, și păi boxerul trebuie doar să stea într-un punct, că ăsta oricum se întoarce. Păi nu, păi nu în ring. Păi nu în ring. Păi în ring. Păi, dacă zici că sunt utile, în ziua de zi cu zi. Dar chiar și pe planetă, stradă. Dacă ar fi ringul lor, ar fi planeta, boxerul stă nemișcat aici, ăsta leargă, face un conjur în planete, se întoarce și ăsta i-a făcut un pumn în gură și a câștigat. Deci mai maimuța asta exact ce simte acum, nu știu dacă vedeți, ținutul de urechi e... Mie mi-ar fi plăcut, mi-ar fi plăcut să mă apcea și n-am să dar la fix, uite, ție asta care ține de gură, stași dreacu... Pe asta e a mea, maimuța mea, nu știu când care mă țin de urechi. Fii atent, deci mi-ar plăcea foarte, mi-ar plăcea, nu știu frate, lasă-mă cu Nicolae al tău. Deci aș vrea să văd din suflet o olimpiadă sportivă cu super dopați. Deci, bă, tot să fie mega dopați. Bă, la modul... umflate tot așa. Dude, vreau să văd halterofil pe cocaină. Deci știi cum își fac cu praful ăla alb așa, cu calc? Bă, să tragă de pe mâine așa cocaină frumos și după aia să ridice avioane. Să-l vezi cum explodează vena în cap așa. Bum, înțelegi? Vreau să văd mai amuzant. În notă mare. Mi s-ar prea mult mai amuzant pe iarbă să fie toate jocurile olimpice. Bun, e tot... ceva acolo, da, da. Păi nu să fie a doua zi. A doua zi, cine scapă de cocaină, e barba. Deci, frate, ce avem de făcut? Trebuie să ne batem. Deci, mergi de box între doi așa. Dar de ce să dau în tine? Păi toți ar, dacă ar fi pe iarbă, îți dai seama că toți ar face aia cu panglicile. Ar intra noaptea peste alea cu panglicile. Vezi cum mărușile aia de box așa. Uite, poți să o arunci. De jur, deci asta mi s-ar părea incredibil. Olimpiada dopaților. Frate, care are inima cea mai puternică, ăla câștigă, frățioare. Bă, trebuie să facem mai cu supermarketuri. Gata, lasă asta. Bun, în încheiere vreau să-ți mai am o problemă. Dar nu e problemă, nu e problemă, mă. Eu așa sunt obișnuit să spun că am o problemă, știi? Dar nu e problemă. Vine papa în România. Când vine? Oare nu-l prindem să-l băgăm într-un clip ceva? Ce tare ar fi. Eu cred că e de treabă. Oh, da, dar mi se pare că ar fi, da. Insolento che repa. Hai să încercăm să-l ducem la podcast. Hai, dați like și share să vină papa. Haideți și noi. Papa, trimiteți mesaje papei pe contul lui personal. Papa, el unico sau cumva...
Holy me, holy me. Să vină papa la noi, dați share. Bă, mi s-ar părea incredibil ca papa să aibă pe Instagram numele de utilizator Holy me official. The sent. My holiness. The chosen one. Dar vine, mă, vine și vine la noi. Da? Da, vizitează niște chestii, nu știu de ce vine. Aoleu, sper că nu duce la catedrala. Nu, cred că vine și aici. El e catolic, vine de aici. Fapt, n-ar avea treabă. Păi da, asta mă surprindea și pe mine. Bă, vine că... De ce? Pentru că unde vine el acolo? Dar nu mai știu exact unde vine, mă. Toate hotelurile din zonă, pe o rază de 50 de km s-au ocupat. Lumea, s-a luat interviu babilor pe stradă, care se vedea că e ortodox, se vedea și a zis, da, să vină sfinția lui, vrem să-l vedem și noi. Wow! Wow! Eu cred că ele nu știu în ce religie... Wow, exact! Wow, wow, wow! Nu știu, știu cu cine joacă. Exact! Wow! Cu ce echipă ține, nu? Și mi se pare că când se întâlnesc, e Orange și Vodafone, așa, știi? E... E așa, e... Salut! Aia, Coreea de Nord și Coreea de Sud. Știi cum s-au întâlnit aia doi? Așa și la noi. Pentru că catolicii sunt mult mai gospel, da, așa la noi. Nu, nu, nu. Înțelegi? Se văd ăștia frumos. Și la ei toate icoanele sunt în relief. Ai văzut? Sunt mult mai... Da, 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 da. Și eu aș face reclamă la catolici, exact cum fac ăștia la Telecom acum. Că dacă simți că abonamentul tot te fute, știi? Da. Ai probleme cu spatele? Noi avem bănci aici. Eu am trecut, exact acum am trecut de la Vodafone la Telecom, dar a fost, da? Așa drăguț, da. Prima dată când m-a recunoscut cineva la telefon de la Vodafone, salut, a zis că e fanul podcastului. Bună, nu mai știu cum te cheamă. Dar cum ai trecut la ei? Te-au băgat în apă? Te-au... Da, da, da. Au venit frații? Da, da, da. Au venit ceilalți frații? Da, da. Te-au vopsit în magenta așa? Sunt mov acum. Da, vine papa, oricum vine papa. Cu asta închidem. Da, vine papa. Deci dați share ca să vină la noi aici în emisiune, să-l avem aici, să discutăm probleme importante despre striptease. Da. Oricum eu sunt prefericit. Adică dacă ar fi să aleg, ca mie și mi gangsta, se pare gangsta, motherfucker, adică, exact. Adică eu, oricât am vorbit noi urât de el, bă, el capo di tutti babi. ANAF-ul se teme de el. Exact. El nu plătește la ANAF, ANAF-ul plătește la el. Bun. Mulțumim frumos că ne-ați suportat încă un podcast. Mi se pare incredibil, incredibil că am ajuns aici. Incredibil. Și mi-era dor să povestim doar noi doi, că atâția importanță. Promit solemn că atunci când terminăm sezonul acesta, o să chemăm aici în spate, pentru că avem scenă. Dar nu zic ce facem, pentru că vreau să fie surpriză. Da, sau să zic? Dar poți să tai, Dar nu, îmi zici după, ca să nu știe ei, ca să le fie surpriză pentru ei. Ok. Sau și mai bine. Da, nu, las. Nu, no, așa facem. Bine. Spun ție. După. Vă mulțumim din suflet. Ne vedem data. Facem tour vlog iar. Mergem acum în München, Bruxelles și Madrid. Pe Nelu Cortea o să fie cu mega camera asta. O să arate foarte bine. Da. Ne căutați acolo, ne găsiți. Da. Vă mulțumim din suflet. Vă pupăm. Dă-te în sangria. De ce? A fost drăguț, antenat. De ce? S-au adus aminte de... Merge un... Doamne, maică precistă. Auzi. Sangria, apă, nu se face.